Oficial Corea de Nord și China au confirmat, Kim Jong-un și soia sa a vizitat Beijingul. Anunțul i-a făcut de liderul de la Pyongyang. Postul oficial de radio din Corea de Nord a confirmat miercuri că liderul de la Pyongyang, Kim Jong-un, a efectuat o vizită la Beijing, la invitația presublinieredintelui chinez Xi Jinping, informează Yonhap. Xinhua a relatat pe larg despre dialogul între cei doi sublinierei de stat. Cu această ocazie, Kim a confirmat pentru prima oară personal intenția sa de a se întâlni cu presublinieredintele Statelor Unite, Donald Trump. Kim Jong-un s-a aflat în China, într-o vizită neoficială, de duminică până miercuri, împreună cu socia sa, Ersol Jun, sublinierea cu Choe Ryong-hae, oficial de rang înalt din Partidul Muncitorilor din Corea de Nord, precizează Yonhap. A fost prima deplasare peste hotare a liderului nord-corean de la preluarea puterii în 2011. Evenimentul a avut loc în contextul pregătirilor pentru întâlnirea ale lui Kim cu presublinieredintii Coreei de Sud sublinierei Statelor Unite, Moon Jae-in sublinierei Donald Trump, în aprilie, respectiv în mai. La Beijing, Kim a susținut că Republica Popular Democrat Corean RPDC este hotărât să transforme lecturile intercoreene într-o relație de reconciliere subliniere și cooperare, informează agenția chineză de presă Xinhua. Problema denuclearizării peninsulei coreene poate fi rezolvată dacă Corea de Sud sublinierei Statele Unite răspunde eforturilor noastre cu bunvoință, creează o atmosferă de pace sublinierei stabilitate, luând în acela sublinierei timp măsuri progresiste sublinierei sincronizate pentru realizarea pacii, citează agenția din declarațiile liderului nord-corean. RPDC este dispus să dialogueze cu SUA sublinierei să participe la un summit bilateral, a declarat el, potrivit Ager Press. Xinhua relatează ce dialogul între presublinieredintele Xi sublinierei liderul nord-corean a avut loc la Marea Sala Poporului din Beijing. Xi sublinierei socia sa a oferit sublinierei un banchet în onoarea oaspecilor din Corea de Nord. Agenția de subliniere TIR chinez menționează sublinierei întâlniri ale lui Kim, ale cărui funcții oficiale sunt de presublinieredinte al Partidului Muncitorilor sublinierei al Comisiei pentru Afaceri de Stat din Carasa, cu premierul Chinei, Li Keqiang, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, PCC, cu Wang Kuning, membru al aceluia sublinierei Comitet sublinierei al Secretariatului PCC, sublinierei cu vicepresublinieredintele Wang Qishan. Presublinieredintele Xi Jinping a arătat că vizita lui Kim Jong-un este expresia înaltei importanțe acordate relațiilor dintre cele două țări sublinierei dintre partidele respective, cultivate cu grijă de generațiile anterioare de lideri de la Beijing sublinierei Pyongyang. Mai arat Xinhua, care detaliază felicitările sublinierei expresiile de susținere reciproce. Privind ca peninsulei coreene, Xi a afirmat că China ader în continuare la obiectivul denuclearizării,
pe ci sublinierei stabilit ci sublinierei la ideea rezolvării problemelor prin dialog sublinierei consult. Neconfirmate oficial despre vizita lui Kim Jong-un la Beijing au circulat în presa occidentală sublinierei la Seul de duminic până marci. De asemenea, China l-a informat marci pe presupreședintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-corean Kim Jong-un, a făcut cunoscut Casa Albă, într-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins sublinierei un mesaj personal pentru Trump de la omologul său chinez, Xi Jinping. Statele Unite rămân în contact strâns cu aliații nu subliniere tri, Coreea de Sud sublinierei Japonia. Considerăm această evoluție ca pentru dovada faptului ce prin campania noastră de presiune maxim se creează atmosfera corespunzătoare pentru dialogul cu Coreea de Nord, arată declarația Casei Albe.